Salutare, bine ați venit la videotutorial.ro, eu sunt Dan și astăzi am să vă prezint cum se poate realiza un site foarte simplu utilizând HTML și CSS. După cum ați văzut în tutorialul anterior, Cristi v-a prezentat modul în care se poate achiziționa un domeniu. Astăzi vă voi arăta efectiv cum putem construi un site foarte simplu. Pentru început am să vă prezint de ce unelte avem nevoie pentru realizarea unui astfel de site. Avem nevoie de un browser care poate fi Firefox, Internet Explorer, Opera, un program de editare a paginilor HTML, în caz de față voi folosi Notepad++, un program de editare a imaginilor care poate fi Paint.net, GIMP, Photoshop și așa mai departe, și un program de transfer al fișierelor din calculatorul nostru pe serverul unde se găzduiesc fișierele site-ului nostru. Acesta este un script pentru imagine. Am să vă prezint puțin mai târziu cum se lucrează cu el. Eu deja am realizat site-ul aici. Am să vă prezint pe scurt din ce este alcătuit. Sunt două foldere cu imagini. Acesta este favicon-ul. Este o imagine care se atașează unui site pentru a-i oferi un aspect mai interesant. O să vedeți la momentul oportun despre ce este vorba. Acesta va fi logo site-ului. Aceste imagini, toate cele trei imagini, le-am realizat folosind programul GIMP. Acesta are dimensiunile 10x10 pixeli și la salvarea fișierului am scris favicon.ico și s-a făcut salvarea acestui fișier. Aici este un fișier în format JPG. Se vede și dimensiunile 796x160 pixeli și o altă imagine pe care o vom utiliza la realizarea site-ului este acest fișier care are dimensiunile 115x340, este în format PNG. Mergem mai departe. Aici folderul screenshot. Aceste foldere putem să le numim cum vrem. Imaginile acestea 1A, ca să vedeți mai bine, deci 1A, 2A și respectiv 3A, vor fi inserate într-o pagină numită imagini, iar atunci când vom da click pe ele, vom vedea imaginile mai mari, folosindu-ne de acest script numit Lightbox 2. O să vedeți, acest script este destul de interesant, este utilizat pe multe site-uri. Ce mai avem nevoie? Acest folder este aferent Lightbox-ului. Mai avem nevoie de trei fișiere HTML. Acestea vor face legătura, vor fi de fapt paginile noastre de internet. Iar aceste fișiere sunt fișiere cu extensia CSS care ne permit să realizăm designul paginilor HTML. Cum realizăm efectiv un site? Vom crea întâi un folder, eu l-am numit demo, puteți să-l numiți cum vreți. Și în acest folder, creați alte foldere, eu deja am să le copiez pe acestea de aici, aici, de fapt le voi muta. Și inserați în aceste foldere imaginile pe care doriți să le puneți pe site-ul vostru. Aici realizați logo, aici imaginea care va fi pe partea stângă a site-ului și acesta este favicon. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Ce trebuie să facem mai departe? Mai departe va trebui să realizăm cele trei fișiere. Am să șterg fișierul acesta și acesta, deoarece vă voi arăta cum se pot obține fișierul Lightbox și folderul JS în această arhivă. Am să le șterg acum pe acestea.
Și acestea sunt cele patru fișiere pe care noi trebuie să le creăm. Vom deschide Notepad++, voi închide tot ce este aici. Voi închide și acest folder. Și după cum ați văzut, trebuie să avem aici cele patru fișiere, trei fișiere HTML și fișierul CSS. Cum realizăm? Păi, în primul rând, realizăm patru fișiere, iar când le vom salva, le vom salva cu diverse denumiri. Care este primul pas pe care trebuie să-l facem? Trebuie să, în primul rând, am să vă explic pe scurt care este, să zicem așa, formatul general de lucru într-o pagină de internet sau pentru o pagină de internet. Formatul general este HTML și mai jos închidem HTML. Deci în orice pagină de internet în format HTML trebuie să înceapă așa, să termină așa. Acest semn de obicei este aferent atunci când trebuie să închidă codul. Apoi avem aici head și mai jos tot așa, dar așa cum bănuiesc că intuiți, trebuie să punem același semn și am închis și această zonă. Deci orice instrucțiune deschisă trebuie și închisă. Aici se face închiderea acestei instrucțiuni, aici se face închiderea acestei instrucțiuni. Aici inserăm altă instrucțiune numită body și facem și închiderea. De asemenea, trebuie să folosim slash-ul pentru a închide această instrucțiune. Voi salva. Salvăm în folderul acesta demo pe care am zis că îl vom crea și pentru început voi scrie aici index.html. Pentru a vizualiza fișierul, îl vedeți aici, dublu click, se va deschide browserul implicit, care poate fi Firefox sau Internet Explorer. Și am realizat pagina noastră de internet. Momentan nu apare nimic, deoarece am introdus doar instrucțiunile de bază. În schimb, conținut nu am introdus. Ce facem mai departe? Mai departe, sus aici, va trebui să introducem titlul paginii și anume instrucțiunea este title. Închidem instrucțiunea. Iar aici va trebui să introducem titlul site-ului. Să zicem video tutorial. Salvăm. Și dacă vedeți, momentan aici nu scrie nimic, nu are niciun fel de titlu. Acum, după ce am dat reload current page, observați denumirea a apărut. Cum adăugăm ceva în site-ul nostru, să apară ceva efectiv pe pagina noastră? Foarte simplu, în zona body, deci în zona între body de aici și aici, introducem ceva și să zicem acesta este prima pagină. Să zicem la întâmplare acolo. Salvăm și dăm reload și observați, am adăugat text. Bineînțeles, ce am realizat până acum este ceva foarte, foarte simplu. Vă voi prezenta cum se poate face un aspect mai interesant al unei astfel de pagini de internet. Mai explic încă o dată pe scurt codul, și anume, întotdeauna se pornește cu HTML, se închide cu HTML, cu slash aici, apoi partea de sus a site-ului care nu este vizibilă,
Prin head înțelegem, să zicem așa, partea de sus, titlus și alte instrucțiuni necesare pentru a rula ceea ce este în pagina noastră de internet. Deci în zona body se pune, în zona head se pune titlu și alte instrucțiuni necesare pentru a rula efectiv în pagina web. Iar între body, între cele două instrucțiuni, introducem codul aferent care vrem să fie vizibil pe pagina noastră de internet. Ceea ce am prezentat până aici sunt lucrurile cele mai simple, să spunem așa. În schimb, pentru un randament mai bun și pentru a obține un site mai interesant, va trebui să introducem și alte instrucțiuni. Eu voi copia deja dintr-un fișier care l-am aici, la dispoziție. Am să șterg tot ce este aici. Ce va trebui să faceți? Va trebui, în primul rând, să copiați ceea ce am să inserez eu acum. Fișierele care le voi face le vom pune pe videotutorial.ro, iar voi va trebui doar să copiați ceea ce aveți, ce am pus aici în fișierele voastre. Deci, voi copia, mai bine zis, am inserat în fișierul HTML o instrucțiune aici pentru standard care este recunoscută de către browsere, iar aici observați că am scris HTML, în schimb am mai adăugat încă ceva. Nu e nicio problemă, este suficient doar să adăugați așa, iar ceea ce am adăugat aici voi adăuga în toate cele trei fișiere. După cum ați remarcat și am spus la început, dacă am început cu HTML, trebuie să încheiem cu HTML, de aceea va trebui să luăm, sau mai bine zis, să închidem conținutul acestui fișier cu HTML. La fel, va trebui să facem și aici. Va trebui să facem și aici. Următorul pas. Adăugăm zona unde avem head. Trebuie adăugat și aici, și aici, și aici. Și de asemenea trebuie închisă zona aceasta. Iar această instrucțiune de aici va trebui să o copiați în toate cele trei pagini care vor fi în format HTML. Iar ulterior adăugăm zona pentru body. Și copiem ce este aici în toate cele trei pagini. Și de asemenea mai trebuie să punem în jos aici, să închidem instrucțiunea prin slash body. Observați, Notepad++ evidențiază cele două instrucțiuni prin faptul că au aceeași culoare. La fel procedăm și aici. Și trebuie și un slash. Și la fel procedăm și aici. Punem și un slash. Salvăm fișierele. Acestea nu sunt salvate, o să le salvăm acum. Acesta o să-l numim imagini.html. Observați că indic și extensia, aș putea să aleg de aici, dar indic direct extensia, deci imagini HTML și acest fișier o să scriu video.html. Mergem mai departe. În zona head va trebui să introducem titlul pentru site-ul nostru. Voi numi toate paginile video tutorial. Cum facem acest lucru? Pur și simplu
v-am explicat mai devreme, în zona head, aici, introducem instrucțiunea video tutorial, mai bine zis textul video tutorial, între title și observați, este și închis aici prin slash această instrucțiune. La fel procedăm pentru imagini și la fel procedăm pentru video tutorial. Salvăm toate fișierele și acum toate paginile noastre, am să vă dau chiar un exemplu, de exemplu dacă accesăm fișierul imagini, observați, uitați, aici scrie imagini.html, denumirea paginii este video tutorial. Mergem mai departe. Acum, o instrucțiune care va fi inserată în toate paginile este următoarea. O vom insera tot în zona head. Și anume aceasta îi permite browserului să folosească un anumit tip, să aleagă un anumit tip de caractere pentru afișarea paginii. Vom insera această instrucțiune peste tot aici. Toate cele trei pagini HTML. Pentru început este bine să mergeți în principiu, pe principiu să copiați, să luați un site și să copiați instrucțiunile dintr-o parte în alta, iar acolo unde este mai ușor de modificat să alegeți valorile aferente site-ul pe care doriți să-l realizați. La început este mai greu să introduceți voi aceste instrucțiuni, literă cu literă, să spunem așa, în schimb, cu timpul veți căpăta mai multă experiență și veți înțelege mult mai bine despre ce este vorba. Am adăugat această instrucțiune în zona head la toate cele trei pagini HTML. Mergem mai departe. Ce va trebui să facem acum? Acum va trebui să creăm un fișier care se va ocupa de aspectul site-ului nostru. Acest fișier, sau mai bine zis, instrucțiunile pentru acest fișier le vom insera aici. Pentru început am să realizez acest fișier. Vom introduce niște instrucțiuni aici. Și am să vă explic imediat ce semnificație au aceste instrucțiuni. Body, după cum ați văzut la fișierele celelalte, deci zona de aici, semnifică faptul că atunci când Firefox sau Internet Explorer randează sau rulează o pagină internet, va folosi fonturi de tipul Arial, Helvetica, Sans Serif, iar fontul va fi de 14 pixeli. Background-ul se referă la culoarea pe care să o aibă fundalul site-ului nostru. Observați, aici este un cod, avem diez și un număr. Am să vă explic imediat acest număr, cum, ce semnificație are. Voi salva acest fișier cu denumirea, deci suntem în folderul demo deja, cu denumirea style.css, nu mai salvăm cu extensia HTML, iar style aici putea să fie orice denumire. Am ales această denumire, salvăm. Acum trebuie să facem legătura între fișierele noastre, cele trei fișiere HTML, pentru că dacă am vizualizat, de exemplu, fișierul imagini, observați, fundalul este alb. Eu nu vreau să fie alb, vreau să fie de altă culoare. De exemplu, aș vrea să fie de culoarea site-ului videotutorial.ro. Adică, mai exact, aș dori să aibă site-ul nostru, să aibă fundalul exact culoarea de aici. Cum pot copia, să spunem, această culoare de aici?
Avem un instrument, Firefox are un add-on numit ColorZilla. Dăm click pe acest buton și apoi click în zona, încă o dată, va apare o cruce, o un plus, și apoi click în zona unde vrem să facem copierea acelei culori. Click dreapta și alegem opțiunea de aici, copii acea valoare. Iar ulterior, mergem în fișierul pe care noi vrem să-l, în fișierul CSS care vrem să-l realizăm și adăugăm aici codul aferent. Salvăm. Și dacă acum pe pagina noastră și dăm un reload, observăm că încă imaginea este albă, nu are acea culoare pe care ne-am fi dorit-o. Din ce cauză? Pentru că, mă scuzați, între fișierul style CSS și celelalte trei fișiere HTML nu este o legătură. Pentru a face această legătură, vom introduce o instrucțiune și anume în zona head, la fiecare pagină HTML, introducem această instrucțiune. Observați aici, indică legătura către fișierul style.css. Așa vom face, salvăm și așa voi face cu toate paginile. Voi insera această instrucțiune, salvăm și la fel și aici. Și prin această metodă, acum am făcut legătura dintre cele trei pagini HTML cu fișierul CSS, pentru că observați, facem legătura, este indicată în fișierul HTML legătura către fișierul style CSS. Acum, dacă am dat reload, să vedem dacă se întâmplă, observați, s-a schimbat culoarea exact la fundal, exact cum este pe site-ul video tutorial. Din ce cauză? Pentru că în fișierul style am indicat valoarea corespunzătoare, background color, adică culoarea background-ului. Mergem mai departe și acum vom lucra simultan, să spunem așa, și cu fișierul style CSS și cu celelalte trei fișiere HTML. Următoarea etapă, să adăugăm un favicon. Ce este faviconul? Este o imagine care va apare aici. Observați că momentan apare o imagine mică în zona asta. Putem să introducem ce imagine vrem noi. În schimb, dimensiunile trebuie să fie 10 pe 10 pixel și cu extensie ICO. Eu deja am creat un favicon, vi l-am arătat la începutul tutorialului. Acum trebuie să fac legătura spre el. Cum fac legătura? Inserez tot în zona head legătura către acel favicon. Observați că cum am făcut legătura, am scris imagini slash favicon.ico, adică am indicat întâi folderul unde este acel favicon. Ca să vedeți mai bine, deci am scris imagini, adică voi trimite întâi browserul spre folderul imagini și apoi să fac legătura cu acest fișier, cu această imagine, mai bine zis. Dacă vreau acest favicon să fie inclus în toate paginile, îl inserez peste tot. Salvez aici, salvez și aici. Deci inserăm în toate paginile unde vrem ca acel favicon să fie inclus. Rămâne la latitudinea voastră dacă doriți să aveți un astfel de favicon, pentru a da un aspect mai deosebit site-ului vostru. Și acum să verificăm, observați aici și aici nu avem nimic, dacă îi dăm reload, a apărut steagul României. Bine, eu am ales la întâmplare un gradient din GIMP pentru a evidenția cum se realizează un favicon. Mergem mai departe. Următorul pas pe care va trebui să-l parcurgem este să vedem cam cum ar trebui să arate site-ul nostru, cum ne propunem să fie site-ul nostru. Am să vă explic în Paint
pe scurt cam cum vreau să arate acest site. Pentru început am să încadrez aici Paint-ul. Imaginați-vă că aceasta este zona albă din site-ul nostru sau zona, acum avem altă culoare și vrem să inserăm aici diverse obiecte, imagini, link-uri și așa mai departe, fișiere, video și așa mai departe. Cum putem realiza acest lucru? Trebuie să departajăm clar acest prin diverse diviziuni, zona aferent. Cum putem realiza acest lucru? Folosind o instrucțiune numită div. Această instrucțiune div trebuie să vă imaginați ca fiind o zonă delimitată. Dimensiunile zonei delimitate vor fi făcute în fișierul CSS. Tot în fișierul, deci totul se va lucra în fișierul CSS. De asemenea, pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, am să mai adaug aici o linie. Aici trebuie să vă imaginați o zonă mai groasă. Să încerc să fac o zonă mai groasă ca să înțelegeți. Bun. Deci, ce reprezintă div-ul? Div-ul reprezintă o secțiune, o zonă delimitată cu următoarele caracteristici. Am să încerc să scriu așa. Aici, în zona de aici, vom insera imagini, link-uri, text și ce mai avem nevoie. Zona de aici până aici se numește sau va fi realizată folosind instrucțiunea padding. PADDING. Și vom preciza aici care să fie distanța între ceea ce inserăm noi acolo, imagine sau text sau altceva, și zona de aici. Deci zona aceasta de aici, de jur împrejur, se numește zona padding, să spunem așa. Ulterior, ceea ce vedeți aici, care am îngroșat eu, este border. Border. Această zonă semnifică, vă puteți imagina ca o ramă care poate fi mai groasă sau mai puțin groasă. Putem să stabilim dimensiunea acestei rame cât de mare dorim, în funcție de numărul de pixeli. Iar ulterior, tot ce avem aici, această diviziune, să spunem așa, trebuie să o ancorăm în întreaga pagină. Cum? Prin stabilirea dimensiunii de aici, de la această diviziune, către margini, către marginile paginii. Avem o margine, o raportare la partea de sus, partea din stânga, partea de jos și partea din dreapta. Această raportare o facem prin instrucțiunea margin. Vreau să clarific aceste lucruri la început, pentru că dacă veți înțelege aceste lucruri ulterior, veți vedea că este foarte simplu să vă realizați paginile de internet și chiar o să vă placă să faceți acest lucru. Ce mai trebuie precizat? Când facem referirea la margini, putem să facem referirea pentru fiecare raportare în parte. Mai exact, mă scuzați, putem să ne referim numai la marginea de sus, numai la sau raportarea față de marginea de sus, marginea din dreapta, de jos sau din stânga. De asemenea, tot ce am creat aici poate fi reprezintă o diviziune. Această diviziune o putem întâlni și în altă parte cu alte dimensiuni și în altă parte cu alte dimensiuni. Aceste diviziuni pot fi așezate una peste cealaltă și așa mai departe, în așa fel încât putem umple întreaga pagină cu ceea ce ne dorim. Repet încă o dată, deci
Cele trei instrucțiuni sunt foarte importante să le rețineți și le vom utiliza imediat. Avem padding, adică distanța de la zona unde inserăm noi ceva până la border, apoi border reprezintă marginea, iar ulterior tot ce avem aici facem referire la marginile site-ului prin, sau mai bine zis, utilizând instrucțiunea margin pentru a indica marginile. Putem avea două tipuri de raportări, și anume o localizare absolută, când localizarea se face strict față de acest punct din partea stângă, acest punct are coordonatele 0, 0. De exemplu aici, puteți să urmăriți ca principiu și aici, uitați-vă în zona asta, când deplasăm mouse-ul, vedeți cum se modifică acele dimensiuni. Avem dimensiunea, o dimensiune pe orizontală, care va fi identificată cu instrucțiunea UIDTH și o dimensiune pe verticală identificată cu instrucțiunea HIGH pentru înălțime. Și putem să plasăm aceste divuri, aceste diviziuni, unde dorim noi. Deci, ca să fiu mai clar, există o raportare absolută față de acest reper, dar se pot face raportările, de exemplu, acestei diviziuni și față de altă diviziune. De exemplu, o pot raporta pe aceasta relativ față de aceasta. Nu voi insista prea mult în aceste lucruri. Cine este interesat poate găsi informație suficientă pe internet pentru acest lucru. Acum, vă voi prezenta cam cum doresc să arate site-ul nostru. Site-ul va arăta aproximativ cam așa. Aici o zonă unde vom avea logo-ul nostru. Aici o zonă în care vom avea niște link-uri către cele trei pagini HTML. În partea dreaptă aici vom avea zona aferentă pentru fiecare pagină HTML, iar aici vom avea o zonă în care vom scrie cine a realizat site-ul și altceva, copyright, sau putem să inserăm un script pentru monitorizarea site-ului și așa mai departe. Cam aceasta este obiectivul pe care ne-l propunem. Să mergem acum mai departe, să realizăm ceea ce am zis mai devreme. Ce facem mai departe? Mai departe va trebui să lucrăm foarte mult. Să introducem în primul rând diviziunile. Diviziunile pe care vrem să le facem va fi cea pentru o diviziune pentru zona de sus, pentru logo, o diviziune pentru partea stângă unde avem sau vom avea acele linkuri, o diviziune pentru partea dreaptă și o diviziune pentru partea de jos. Zona de sus o voi numi header pentru că traduce partea de sus și din limba engleză multe site-uri, sau mai bine zis, multe pagini de internet folosesc această denumire și vă va fi mai ușor să editați eventual în viitor mai clar, mai simplu acele pagini de internet pe care vreți să le modificați. Să începem cu fișierul HTML. Introducem în zona body o diviziune, se scrie div, un nume de identificare, eu am numit tot, poate fi oricum numit, puteți folosiți orice denumire și trebuie să închidem diviziunea. Deci am început, aceasta va fi diviziunea întregului site, să spunem așa, adică va fi diviziunea corespunzătoare întregului site, a întregii zone pe care vrem să o edităm. Mergem mai departe. Apoi introducem o diviziune pentru zona de sus a site-ului.
ca să câștig timp, cred că mai bine aș face dacă aș introduce direct, pentru că altfel tutorialul va fi foarte lung și nu vreau să vă plictisesc. Am introdus direct toate instrucțiunile ca să fie mai rapid de înțeles. Ceea ce am scris aici se explică în felul următor. Avem o diviziune. Observați. Hai să dau mai așa. O diviziune a întregului site care va cuprinde întreaga zonă de aici. Ulterior, o diviziune pentru zona header, adică zona unde vom pune logo. Apoi, o diviziune pentru partea stângă. Pentru, am numit eu acolo border stânga, ce înseamnă pentru marginea care va fi deasupra zonei pe care vrem noi, în care vrem să introducem acele linkuri. O să înțelegeți imediat despre ce este vorba. Voi salva. Și dacă vom alege aici să dăm reload, trebuie să mergem pe fișierul index, pentru că acesta l-am editat. Observați, pagina practic nu are nimic interesant, doar sunt niște lucruri scrise aici. Din ce cauză? Pentru că aspectul paginii noastre este modelat, să spunem așa, prin fișierul prin fișierul CSS. Iar în acest fișier noi nu am introdus instrucțiunile necesare. Cum facem acest lucru? Accesăm fișierul style și introducem mai departe instrucțiunile. Am să introduc toate instrucțiunile deodată ca să câștigăm timp. Sunt mai multe instrucțiuni, iar ulterior vă voi explica care este rolul acestor instrucțiuni. Sunt mai multe instrucțiuni. La început poate o să fie puțin mai greu să le înțelegeți, dar dacă ați înțeles cum v-am explicat eu acolo cu padding, margin și border, o să înțelegeți fiecare în parte despre ce este vorba. Salvăm. Iar acum, dacă dăm reload, observați, pagina arată mult mai interesant. Are un aspect într-adevăr de pagină de internet, să spunem așa. Ce am făcut practic? Am să explic așa pe scurt ca să înțelegeți. Până aici am explicat ce rol au aceste instrucțiuni în fișierul CSS. Aici, la tot, corespunde zonei de aici, unde scrie tot. De aici până aici este diviziunea tot. Adică încadrează acest div. Are unde scrie margin 0, înseamnă că se încadrează automat față de zonele de sus, de jos, de în stânga, dreapta, are 0 pixel distanță față de acele obiective. Momentan, de ce avem o anumită distanță aici de 10 pixeli? Această distanță ne este dată de faptul că aici, unde avem zona header, unde avem logo-ul respectiv, avem distanța de 10 pixeli. Dacă aș pune 0, haideți să experimentăm să vedem ce se întâmplă, salvez. Vedeți, acum avem 10 pixeli. Dacă dau refresh, între marginea de sus și cea de jos, nu mai avem niciun fel de distanță, distanța este 0 pixeli. Ce vedeți aici, margini, reprezintă marginea pe care o are header-ul, adică partea de sus de aici, această diviziune, raportat la marginea de sus. Ca să înțelegeți mai bine ceea ce scrie aici, deci aici, valoarea de aici este raportarea față de marginea de sus, următoarea raportarea față de marginea din dreapta, următoarea față de marginea de jos și următoarea față de marginea din stânga. Voi reveni la valoarea inițială.
Ce semnificație are aici? 796. 796 reprezintă dimensiunea pe orizontală. Observați de aici până aici. Sunt imaginea noastră, când am realizat-o, era de 796 de pixeli. Ca să vă convingeți, uitați-vă, 796 pe 160. Exact aceste valori le-am introdus aici. 160 înălțimea, 796. Am mai adăugat o bordură, o margine de 2 pixeli și am indicat și o culoare aici, solid, și aici este culoarea. Aici putea să fie CC6DC, dar poate fi utilizată și această prescurtare. Și observați de jur împrejurul imaginii mele, a fost adăugată bordura aceea de 2 pixeli. Iar ce mai avem aici? Float se referă la așezarea acestui diviziuni. Raportarea se face spre stânga. Adică ca și cum am luat acest obiect și l-am plasat spre stânga. În schimb, datorită faptului că întreaga diviziune are 800 de pixeli, adică întreaga încadrare, să spunem așa, a site-ului este de 800 de pixeli, din această cauză, fișierul se oprește aici. Dacă această încadrare nu s-ar fi făcut, haideți să elimin asta și să vedeți ce se întâmpla. Atunci, tot ce este aici s-ar fi plasat spre stânga. Ia să vedem dacă se întâmplă așa. Și observați, deja s-a schimbat și layout-ul, adică aspectul paginii, dar se confirmă ce am spus eu, această imagine se duce spre stânga. Prin valoarea de aici, width 800 pixeli, se întâmplă următorul fenomen, fișierul respectiv sau imaginea respectivă este limitată numai la 800 de pixeli. De ce 800 și nu 796? Pentru că dacă adunăm 796 cât este imaginea aceasta, 2 pixeli din dreapta și 2 pixeli din stânga pe care îi avea bordura, ne dă exact 800 de pixeli. Pe același principiu le-am realizat și pe celelalte zone. Ar mai fi ceva de prezentat aici. Background image, adică imaginea de background, se scrie sub forma asta, URL, imagini și legătura către acel folder. Datorită faptului că imaginea logo.jpg se găsește în folderul imagini, uitați-o aici, a trebuit să precizăm întâi folderul unde Firefox să caute întâi imaginea și apoi să o afișeze. Mai era o posibilitate, puteam doar să punem acolo o culoare, de exemplu color, și indicam o culoare, să zicem culoarea neagră, codul pentru culoarea neagră este 00060. Salvăm și să vedem ce se întâmplă în acest caz. A trebuit ca tot ce este aici sus să fie negru. Și observați, se întâmplă acest lucru. Deci, practic, putem să schimbăm culoarea și ulterior să venim peste această zonă să inserăm text. În schimb, eu am preferat să pun un logo pentru că era mai interesant site-ul realizat așa. Revenim iarăși la imaginea anterioară. Acum să vă explic. Aceasta este o altă diviziune. Cea din partea stângă, această diviziune este realizată de aceste instrucțiuni de aici, și anume stânga. Ca să vedeți și aici, vedeți, diviziunea, am realizat diviziunea stânga, iar această diviziune, la rândul ei, am inserat în ea o altă diviziune numită navigare, iar în navigare am inserat cele trei linkuri care le vedeți aici. Deci, există o diviziune pentru numită stânga pentru întreaga zonă de aici, apoi încă o diviziune în interiorul acestei diviziuni și în care am inserat aceste linkuri către fișierele care pentru care vroiam să fac legătura. Am să explic puțin și această diviziune. Culoarea este culoarea de fundal, dar datorită faptului că am inserat
o imagine, observați, imaginea este stânga, cea care v-am prezentat-o aici, aceasta este fișierul, aceasta este imaginea, se face legătura către acea imagine. Dacă aș șterge ceea ce este aici, să vedem ce se întâmplă, observați, apare fundalul exact culoarea celei de aici. Voi reveni la valoarea inițială. Border se referă la bordura, în acest caz 0 pixel, adică de fapt nici nu se vede. Vă recomand să inserați aceste instrucțiuni, deoarece Internet Explorer, am observat, are unele probleme atunci când trebuie să randeze paginile și nu inserăm tot codul aferent. Internet Explorer nu are această limitare, de aceea vă recomand să faceți acest lucru. Ce ar mai fi să vă prezint? Sunt mai multe lucruri pe care sunt inserate aici. Aș vrea să vă mai prezint încă ceva și anume, panoul din dreapta este acesta, deci în fișierul HTML de aici, vedeți aici este panoul din dreapta. În panoul din dreapta a fost realizat cu aceste instrucțiuni. Float left, adică să fie orientat spre stânga, dar datorită faptului că era deja un panou stânga aici, panoul dreapta, care este zona de aici corespunzătoare, când se duce spre stânga, dă peste celălalt panou și este limitat de el. Dacă panoul din stânga ar fi fost amplasat, de exemplu aici, atunci acest panou din dreapta ar fi venit spre el, ar fi fost lipit de el, să spunem așa, dacă nu indicăm valoarea standard sau absolută de amplasarea acelui panou. Dimensiunile sunt aici, 796 dimensiunea pe orizontală, deci zona albă, mai precis, are 796 pe orizontală, iar pe verticală are 72 pe orizontală și 330 pe vertical. Padding 10. Asta înseamnă că textul, tot ce este inclus aici, se găsește la o distanță de 10 pixeli față de marginile zonei mele. Observați, textul nu este scris imediat lângă bordura din stânga sau cea de sus, ci la 10 pixeli. Dacă aș elimina ce este aici, atunci acest text de aici va fi lipit de bordură. Ia să vedem dacă se întâmplă acest lucru. Ce observați? El s-a lipit exact de marginea din stânga. Din ce cauză? Datorită faptului că acel padding făcea ca distanța să fie de 10 pixeli, să nu fie exact scrisul lângă bordură. Voi da iarăși refresh. Mergem mai departe. Ce ar mai fi de explicat? Marginile fiind 0,0,0, datorită faptului că ne raportăm la celelalte panouri care au fost deja amplasate, deci nu fac, de exemplu, dacă aș vrea ca distanța panoului dreapta de aici să fie de 10 pixeli față de sus, de panoul de sus, aș pune aici 10 pixeli. Ia să vedem ce se întâmplă. Observați, s-a deplasat panoul din dreapta, numit dreapta, cu 10 pixeli față de zona de sus. La fel aș putea să fac deplasarea față de stânga, de dreapta și mai departe. Nu o să mai insist, important este să experimentați și voi aceste valori și veți înțelege mai bine despre ce este vorba. Zona footer, aici se referă, în traducere, zona de jos ar veni, în limba engleză, este zona de aici. La fel am indicat dimensiunile, width 796, înălțimea 70, culoarea și așa mai departe. Aici putem să eliminăm această valoare. Mai sunt unele instrucțiuni
De exemplu, acestea se suprapun în sensul că, de exemplu, dacă am indicat background color, era scris numai background, ieșirea suficient, acest cod de aici, 000, reprezintă culoarea neagră, cum am spus mai devreme. Dacă aș scrie aici F, 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 6 de F, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de F, acest cod este codul HTML pentru culoarea albă și aici totul ar fi alb și atunci s-ar vedea alb, alb pe alb și nu s-ar mai vedea ceea ce am scris eu aici. Ia să vedem dacă se întâmplă lucrul ăsta. Observați, se întâmplă. Voi reveni la culoarea neagră pentru a fi mai... a se vedea ceea ce am scris acolo. Trebuie să avem 6 de 0. Și... dacă dăm un reload aici, observați, totul este în regulă. Acum, cum am inserat ceea ce vedeți aici? Am inserat în felul următor, în zona dreapta, pentru că asta, aceasta este diviziunea dreapta, în fișierul HTML, observați, aceasta este diviziunea dreapta, de aici începe și aici se termină, am inserat textul care era necesar. Observați, el este cuprins între H1. H1, acesta este tot o instrucțiune care apare undeva aici. Aici H1, observați, este indicată culoarea, și adică textul să fie de cu culoarea neagră. Puteam să schimb aici textul să aibă altă culoare, iar fontul să fie 14 pixel. Dacă aleg, de exemplu, 18, și merg în fișier, deci aici era inițial cu 14, am schimbat în 18, observați cum s-a modificat. Pot să schimb și culoarea, de exemplu vreau să fac culoarea albastră de aici să fie textul scris albastru. Cum fac? Folosesc acest instrument ColorZilla, mă duc în zona unde vreau să copiez culoarea, dau click dreapta, copiez culoarea de aici și inserez în fișierul CSS. Dau salvare și ulterior, dacă dau refresh, observați cum acest scris a devenit albastru. De ce? Și aici la fel, pentru că am modificat aici culoarea pentru H1, iar H1 era folosit atât pentru textul aceasta este prima pagină, cât și pentru click aici. Observați, din acest motiv s-a modificat și aici în culoarea albastră. Cum am inserat acest link? Se inserează în felul următor, deschidem, se introduce acest cod, și anume href egal, între ghilimele, link-ul către locul unde vrem să facem legătura, iar aici se introduce în ce text vrem. De exemplu, puteam să scriu aici, click în loc de aici, cum apare aici, puteam să introduc alt text. Dacă dau acum click, uitați-vă în partea stângă jos, observați, se face legătura către videotutorial.ro. Și în felul acesta puteți să puneți link către orice site doriți voi, fără niciun fel de problemă. Acum, voi explica puțin și cum am introdus linkurile aici. Linkurile se introduc la fel. Observați aici, le-am introdus în diviziunea navigare, care la rândul ei, această diviziune, se găsea în diviziunea stânga. Iar la rândul ei, această diviziune, se găsea în diviziunea border stânga. Observați, instrucțiunile de aici sunt la fel ca aici, decât diferă prin faptul că se face legătura, n-am mai scris HTTP și mai departe, indicați direct site, fișierul HTML, pentru că browserul știe să introducă automat legătura către acel fișier. Avem cele trei fișiere HTML, în schimb, la celelalte nu avem codul introdus. O să-l introduc acum. Deja l-am pregătit aici pentru fișierul imagini. Voi copia acum. Voi copia codul aferent.
Salvez și acum să vă explic ce avem aici. În primul rând, dacă faceți o comparație între ce am făcut mai devreme și ce este aici, în zona head, pe lângă cele trei instrucțiuni, patru cu titlu, observați cele patru, aici sunt mai multe și anume titlu, cele patru sunt acestea. M-au apărut încă trei instrucțiuni, și anume cele de aici. Ce sunt cu aceste instrucțiuni? Aceste instrucțiuni le-am inclus pentru ca să utilizăm acest script numit Lightbox 2. Îl găsiți foarte ușor pe Google, scrie Lightbox 2. Îl voi dezarhiva. Iar ceea ce găsim în acest folder obținut în urma dezarhivării, procedăm în felul următor. Copiem acest folder, JS. Imaginile de aici, avem nevoie de aceste imagini, și anume close acesta și cele trei de aici, le voi copia în folderul screenshot. Putem să-l copiem în orice alt folder, eu deja le aveam, le voi suprascrie. Să vedem dacă mai avem ceva aici. Cam atât. Și mai avem nevoie de acest fișier Lightbox. Îl adăugăm și pe acesta aici. Acesta este fișierul, observați, cele două fișiere sunt de același tip, CSS. Acest fișier ne permite să oferim un aspect interesant imaginilor când sunt rulate. Acum, să revenim la ce am scris aici. Deci, ceea ce vedeți voi aici, sus, ceea ce este aici, are rolul de a face legătura către folderul JS. Observați, scrie aici JS. Este acest folder de aici. Am să vă arăt. Îl vedeți aici. Și în același timp avem acest fișier numit Lightbox CSS, am făcut legătura către el, de aceea l-am adăugat aici. Ceea ce vedeți sus aici corespunde cu ceea ce este în fișierul index, deci nu e nicio diferență, pentru că dorim să avem aceleași linkuri. În schimb, am adăugat în panoul din dreapta, în diviziunea din dreapta, centrat, observați că am scris center, center, deci când vreți să centrați ceva între cele două instrucțiuni, inserați ceea ce doriți voi aici. Și am inserat așa ceva. Am făcut legătura, este un link scris sub această formă. Ce face acest link? În primul rând să vă arăt cum arată. Când am dat acum pe imagini, vedeți, suntem pe fișierul imagini, în partea dreaptă, în panoul din dreapta, observați, suntem în secțiunea din dreapta, centrat, avem aici, am scris sus și jos center pentru a centra cele două, pentru că dacă n-aș avea această instrucțiune, imaginile ar fi în partea stângă centrate sau așezate. Am introdus legături către imaginile mele. Observați, 1 JPG din folderul screenshot. Haideți să le vedem. 1 JPG este această imagine mare, iar 1A este imaginea în miniatură, mai mică. Aici se introduce ce text dorim, iar aici este sursa imaginii mici. Observați, am scris imagine, sursa și indicăm 1A JPG reprezintă și respectiv dimensiunea. Toate dimensiunile le puteți modifica de aici. Eu am ales pentru lungimea pe orizontal 120, pe vertical 85. Bun. Acum, când dăm click aici, observați ce se întâmplă, intră în acțiune acel script Lightbox și ne apare o imagine, imaginea respectivă și anume imaginea 1A, deci nu 1, imaginea 1, pardon, ne apare pe fundal. Și putem să modificăm acum. În schimb, momentan nu putem să modificăm. Aici trebuiau să apară niște butoane pentru Next și așa mai departe. Nu apar datorită faptului că
În fișierul Lightbox, care l-am inserat eu aici, aici, trebuie să fac legătura, observați aici, trebuie să fac legătura către folderul screenshot. Pentru ca Lightbox să știe să caute acele butoane pentru Next și adică pentru a schimba imaginea pur și simplu mai departe. Să vedem acum dacă totul este în regulă. Observați, acum apar butoanele Next. Dacă dăm Next, apare și celălalt buton. Apare doar Next. E o problemă. Ia să vedem unde este problema. Am greșit aici. Vedeți o singură literă. Duce la obținerea unei probleme. Ia să vedem acum dacă totul este în regulă. E o problemă, el este denumit screenshot și problema constă în faptul că eu am pus 2 de O aici. Ia să ștergem unul. Să vedem acum dacă totul este în regulă. Deci funcționează butonul Next și funcționează și celălalt buton. Mai trebuie să avem aici un buton. Acest buton nu apare datorită faptului că probabil nu este inserat aici. Ia să vedem dacă este inserat. Vedeți, sunt cele două butoane, Close Label și Close. Dacă accesăm această imagine, voi deschide încă o dată fișierul imagini. Trebuie să facem două modificări și acestea sunt, observați aici nu ne apare butonul pentru închiderea fișierului și aici apare în limba engleză image 2 of 3. Deci aici trebuie să apară imaginea 2 din 3. Pentru acest lucru procedăm în felul următor. Intrăm în fișierul în folderul JS și edităm acest fișier. Aici indicăm calea către folderul unde este, sunt cele două imagini pentru închiderea acelei galerii. Aici vom scrie screen shot și la fel și aici. Salvăm. Iar dacă dorim să modificăm acolo, în loc de image să scrie imaginea, dăm Ctrl F și căutăm cuvântul image. L-am găsit și modificăm aici. Aici vom scrie imaginea și aici off vom scrie din. Salvăm. Închidem fișierul și să vedem dacă totul este în regulă. Observați, acum scrie imaginea 1 din 3 și avem și butonul de închidere. Acum totul este în regulă. Bineînțeles, putem să edităm folosind programul GIMP sau alt program aceste butoane de aici. Vă recomand să le schimbați dimensiunea. Iar în loc de close puteți să scrieți închideți, în loc de next următoarea, prev anterioara și așa mai departe. Voi trece acum și la ultimul link. Pentru acest lucru voi copia fișierul deja pregătit
Și îl voi însera aici. Haideți să-l vizualizăm. Dacă dăm click pe butonul video, observați, am inserat eu aici două fișiere, sau mai bine zis, am făcut legătura către două fișiere de pe Trilulilu, respectiv de pe YouTube. Bineînțeles, aceste dimensiuni ale fișierilor video pot fi modificate, ale interfeței fișierilor video. Cum am reușit acest lucru? Pur și simplu, intrați pe, căutați fișierul care îl doriți, de exemplu, am să iau la întâmplare, Trilulilu. Intrați pe site-ul respectiv și aveți aici Embed Script. Dați click. Apoi dați click aici, copiați cu Ctrl-C, iar acest cod îl inserați după aceea aici. În zona, bineînțeles, aferentă dreapta, deci în diviziunea dreapta. Și se copiază pur și simplu acest script, să zicem așa, sau acest cod care permite, îi spune browserului de unde să preia imaginea sau interfața fișierului video. Aici la urmă vei șterge, pentru că aici sunt niște linkuri care bănuiesc că nu vă sunt necesare. Vei șterge de aici, imediat vă spun și până unde. Aici, de aici încolo ștergeți, deci până la obiect, celelalte informații nu vă sunt necesare. Trebuie să pornesc de aici și să șterg. Deci până aici. Dacă dau în salvare și vizualizăm, apare o problemă. Observați, dimensiunea este mult mai mare. Această dimensiune poate fi modificată. Pentru fișierul YouTube care deja îl postasem, dimensiunile erau 250 cu 150. Pe orizontală 250 pixeli și pe verticală 150. La fel voi proceda și aici. Dar atenție, trebuie la urmă, o să vedeți că există două valori pentru width, 250 și 150. Și salvăm. Și acum dacă vizualizăm fișierul, observați, totul este în regulă. Cum am făcut de am lăsat un spațiu aici, mai apare aici un link și acest link ar trebui să-l șterg. Acest link este cel de aici. N-am reușit să-l șterg mai devreme. Vedem acum. Observați că nu există un spațiu între cele două fișiere pentru a atașa un spațiu. Pe următorul rând, adăugăm aici instrucțiunea BR de la break, adică a face un spațiu, a sări pe următorul rând. Ca să înțelegeți mai bine,
E atunci când în Word dați de două ori Enter, ați văzut, trece pe următorul spațiu. Să vedem ce se întâmplă. Observați, acum apare un spațiu între cele două fișiere. Analog, de unde luați codul embed pentru YouTube? Se procedează analog. Intrați pe YouTube și căutați ce vă interesează. Apoi, codul aferent îl găsiți aici, embed. Dați click, Ctrl-C și îl inserați în pagina voastră fără niciun fel de problemă. Eu deja l-am inserat mai devreme, îl vedeți aici, codul respectiv, iar dimensiunile fișierului le modificați de aici. Observați, 250 și 150 ca și la cealaltă imagine. Am salvat și acum practic am terminat de finalizat site-ul. Când dăm aici, intrăm pe site-ul videotutorial.ro. Aici avem o galerie de imagini și când dăm click putem să vizualizăm imaginile aferente, iar aici puteți să inserați ce fișiere video doriți voi. Care este următoarea etapă? Următoarea etapă trebuie ca aceste fișiere care le avem noi acum în folderul. Am să închid aici. Care le avem în folderul demo. Deci acestea sunt toate fișierele site-ului nostru. Va trebui să le punem pe un server pentru ca toată lumea să le vadă. Cum putem să facem acest lucru? Căutăm un hosting. Acestea sunt cu plată sau gratuite. Am să vă arăt unul fără plată, gratuit. În schimb, nu este profesionist, viteza este redusă. Acesta ar fi 150, deci www.150im.com. Am să vă arăt și cum să faceți rapid contul aici. Veți alege aici acest buton. Aici scrieți, haideți să vă explic, aici aveți cont FTP, trafic 1,2 giga și spațiu aveți de 150 de mega. Noi avem folderul respectiv, are dimensiune redusă, nici un mega n-avem, deci fără probleme putem să mai adăugăm alte fișiere mai târziu. Deci veți da click aici, aici veți scrie cum vreți să numească site-ul vostru, de exemplu gigel.150m.com. Eu am făcut pentru videotutorial.150.m. Dacă aș scrie acum videotutorial, nu m-ar lăsa pentru că deja contul este făcut. Am să aleg acum Gigel, de site-ul se va numi http://gigel.150m.com. Dăm aici, click. Și ulterior, în pagina care va apare, va trebui să introduceți datele necesare. Se încarcă mai greu. Deja este cineva cu acest nume, va trebui să alegem altul. Să zicem Gigel 2, 23. Poate nu mai este nimeni cu acest cont. Apoi alegeți Free de aici. Clic aici. Ulterior, dacă plătiți 1,66 dolari pe lună, nu veți mai avea BNR. Noi o să preferăm să avem BNR ca să nu plătim nimic. Și în următoarea imagine va trebui să introduceți datele necesare. Și anume, aici nume, prenume, e-mailul și aici și aici, în care veți primi confirmarea realizării contului, aici parola. Și aici și aici aceeași parolă, este foarte important să rețineți acea parolă, orașul, statul și așa mai departe, codul zip, țara, aici introduceți anul nașterii, ziua, luna, iar ulterior va trebui să introduceți aici codul de aici, 5059 și veți da click, veți primi e-mailul și ați făcut contul respectiv. Eu deja am contul făcut. Acesta se numește video
tutorial.150m.com. Deci contul era videotutorial și dacă observăm, dacă accesăm acest cont, nu avem niciun fișier, ne spune și aici nou index.html, adică atunci când serverul vrea să acceseze site-ul nostru, nu are cum să-l acceseze pentru că nu găsește nimic acolo. Ce facem? Va trebui să folosim, mă scuzați, un program de transfer al fișierelor din calculatorul nostru pe serverul respectiv. Cum putem să facem acest lucru? Cu ajutorul programului FileZilla. Îl voi deschide, iar toate fișierele de aici le vom pune pe serverul celor de la 150M. Cum facem acest lucru? Dăm click aici. Eu deja am făcut în contul, dar am să-l folosesc pe acesta ca să fie mai rapid. Sus aici veți scrie www.150m.com. Aici veți alege conectare tip de logare normală. Contul, utilizatorul, dacă fi scris Gigel, era gigel.150m.com. Eu, având contul video tutorial, apare sub forma asta. Aceasta este parola care v-am spus acolo să aveți grijă de ea și să o introduceți. Iar la tip de transfer alegeți pasiv. Implicit este valoarea de aici. Deci alegeți pasiv și apoi OK. Ce se întâmplă? Acum vom da conectare la acest cont. Și în partea dreaptă, dacă ați mai utilizat programul FileZilla sau alt program de transfer al fișierelor, ne apar fișierele care sunt pe site. Momentan observați că lista este goală. Vom intra acum în folderul unde am făcut site-ul, iar tot ce avem aici, clic dreapta și copiem pe site. Adică, practic, ce facem noi acum? Toate fișierele care le aveam în folderul demo, astea de aici, fișierele care au fost create pentru a realiza site-ul nostru, le transferăm acum cu programul FileZilla sau eventual un alt program către serverul celor de la 150M. Acolo fișierele fiind postate, ulterior când vom accesa adresa www.videotutorial.150m.com, veți fi capabil să vizualizați ce am realizat mai devreme. Haideți să vedem dacă s-a realizat ceva. Închidem aici, dăm click pentru închidere. Sau voi închide de aici direct. Și acum să vedem ce se întâmplă. Observați, inițial nu apărea nimic. Dacă dăm reload, ar trebui să ne apară site-ul nostru. Un dezavantaj al acestui să zicem așa, hosting, faptul că ne pune aceste bannere sus, aceste reclame, dar având în vedere că este gratuit, trebuie să acceptăm această limitare. Și observați, avem site-ul aici. Să vedem dacă e funcțional. Când dăm home, se accesează fișierul index.html, primul care l-am realizat, apoi apăsăm pe linkul imagini. Ar trebui să ne apară cele trei imagini aici. Iar ulterior, când dăm click, se intre în acțiune scriptul Likebox 2 și ulterior vom testa și linkul pentru video, să vedem dacă este funcțional. Din păcate, se încarcă mai greu. Acesta este dezavantajul atunci când dorim să postăm pe fișierele noastre pe hostinguri gratuite, trebuie să acceptăm reclamele, trebuie să ne obișnim cu o viteză redusă a serverului respectiv, pentru că nimeni nu investește mulți bani în așa ceva. Observați, apar imaginile aici, când dăm click, se încarcă scriptul Likebox și totul este în regulă. Haideți să vedem dacă funcționează și linkul pentru video. Funcționează și totul este în regulă și astfel am creat primul nostru site și acum toată lumea când accesează adresa, vedeți, funcționează și favicon aici, când accesează adresa videotutorial.150m.com, imediat se va loga la site-ul nostru. Repet încă o dată, nu vă recomand să folosiți
acest hosting pentru a vă posta un site serios. Eu am folosit acest hosting pentru a vă demonstra cam în ce constă etapa de transfer a fișierelor. Cam acestea au fost lucrurile care vroiam să vi le prezint. Am să vă mai prezint încă ceva, și anume, mai există un script, un addon pentru Firefox numit IE Tab. Am să vă explic imediat de ce este important. Deci veți da click pe primul link și apoi în fereastra care va apare, veți da click aici și în câteva momente veți fi capabili să instalați acest addon. Veți da install now, eu deja l-am instalat. El este aici. Ce rol are acest script? Am să deschid o pagină, de exemplu, am să deschid fișierul index.html care l-am creat la început și dacă voi da click aici, în aceeași interfață a programului Firefox, vedem ceea ce rulează în programul Internet Explorer. Deci ceea ce vedeți aici este de fapt ceea ce, cum se vede, mai bine zis, această pagină de internet în Internet Explorer. Și în acest fel nu mai este nevoie să testăm, să deschidem și Firefox și Internet Explorer pentru a testa cum arată pagina. Pur și simplu doar dăm click aici și imediat se comută de pe un browser pe celălalt. Celălalt addon care l-am folosit, și anume Colorzilla, îl găsiți foarte ușor, scrieți pe Google Colorzilla, veți da click și în câteva momente veți da aici click, install now și se face instalarea fără niciun fel de problemă. Ok, și veți da aici allow pentru a permite instalarea. Eu deja l-am instalat, nu mai îl instalez încă o dată. Deci, încă o dată am să vă arăt ce site am realizat. Veți scrie pe sus acolo www.videotutorial.150m și dacă accesați această adresă, toată lumea va fi capabilă să vadă ce ați realizat voi. Bineînțeles că site-ul poate fi înfrumusețat, adăugate și alte lucruri. Aici, în loc de zona aceasta pe care o vedeți când se schimbă culoarea, puteți să adăugați niște butoane realizate în GIMP sau Photoshop și așa mai departe. Vă recomand, în final, să studiați în detaliu fișierul acesta, Livebox, nu, mă scuzați, acesta Style, pentru că toată interfața programului sau toată interfața paginii respective este realizată. Toate acele diviziuni pe care vi le-am explicat sau v-am mai explicat mai devreme cum au fost așezate, au aceste proprietăți și voi va trebui pentru fiecare diviziune în parte să le testați, să spunem așa. Cum se învață foarte ușor, vă recomand ca aceste fișiere care vor fi puse pe videotutorial.ro să le modificați folosind Notepad și schimbați aceste valori și vedeți ce se întâmplă în browser. Și încetul cu încetul veți înțelege cum funcționează. De asemenea, când aveți nelămuriri în legătură cu o problemă, de exemplu, nu știți o instrucțiune, ceva, scrieți CSS sau HTML și, să zicem, div, o anumită instrucțiune în care nu știți despre ce e vorba. Și căutați, veți găsi pe Google foarte multe informații și veți rezolva probleme fără niciun fel de problemă. Sper că acest tutorial vi s-a părut interesant. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți și celelalte tutoriale din aceeași serie, seria realizării site-urilor web. La revedere!